După o dimineață furtunoasă, fotbaliștii Petrolului au avut parte de o îmbunătățire a vremii, astfel că ei au putut să evolueze în testul cu Belasica, încheiat 1-1. Macedonienii au deschis scorul în repriza secundă, iar galben-albaștri au reușit egalarea peste câteva minute prin atacantul Bogdan Rusu. Primul 11 trimis de antrenorul Cornățeanu în teren a cuprins destule noutăți. Portarul Brânză, fundașii Borța și Saris, mijlocașul Cozoronis și tridentul ofensiv Rusu Moldoveanu Stoica. Dintre cei vechi au intrat de la început fundașul Țicu și mijlocașii Kindriș și Marinescu. În partea a doua a întâlnirii au evoluat și ceilalți jucători. După două zile însorite, în Antalya a revenit vremea rea, cea care a dat atâtea bătăi de cap echipelor ce s-au antrenat aici pe parcursul lunii. Ploile, însoțite de tunete și de fulgere, și vântul extrem de puternic și-au făcut simțite prezența, și din această cauză antrenamentul Petrolului de dimineață a fost schimbat cu unul în interior. Antrenorul Mugurel Cornățeanu și preparatorul fizic Ovidiu Chiribici au ales să-și aducă jucătorii la sala de forță a hotelului. Astfel, în loc de minge, fotbaliștii au trebuit să jongleze cu fiarele, având de executat numeroase și diferite procedee specifice, abdomene, exerciții cu halterele, box cu ganterele, dar și sub greutatea propriilor jucători.